Mitropolitul Moldovei cere acces în cimitire de Paștele Blajinilor. Solicitarea a fost făcută într-o scrisoare deschisă a Mitropoliei adresată primarului Capitalei. Ion Ceban nu a reacționat deocamdată la cererea Mitropolitului. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a decis în aprilie că de Blajini vor fi închise toate cele 11 cimitire din Chișinău, iar în comunele din componența municipiului, hotărârea este luată de autoritățile locale. În scrisoarea Mitropoliei către primarul Capitalei se arată că nu este riscant ca oamenii să fie lăsați în cimitire de Paștele Blajinilor. Pe motiv că a scăzut numărul de infectări cu noul coronavirus, iar în cimitire slujbele se țin în aer liber și distanța între morminte ajunge până la 2 metri. Cimitirele vor rămâne închise până marți 11 mai, a reiterat pentru postul nostru de televiziune consilierul primarului Capitalei, Natalia Ixari, care a făcut trimitere la respectarea deciziei luate de Comisia Municipală Extraordinară de Sănătate Publică. Mitropolitul Vladimir nu s-a limitat la scrisoarea deschisă și s-a adresat cu un mesaj direct primarului Ion Ceban. Anul trecut n-am avut această posibilitate, anul acesta nu avem posibilitatea aceasta. Și mai departe, dacă continuăm așa, noi uităm de părinții noștri, noi uităm de istoria noastră. Noi totdeauna tragem atenție la toate cele lumești, dar noi trebuie să tragem atenție și la cele sufletești. Și iată, sufletește, îl rog pe domnul primar general să permită tuturor creștinilor ca în ziua pomenirii celor răposați să viziteze mormintele. Telefonată repetat pentru o reacție la solicitarea mitropolitului, consilierul lui Ion Ceban, Natalia Ixari, a declarat că primarul nu are nimic de spus, iar șeful întreprinderii municipale, Combinatul Servicii Funerare, ne-a comunicat că va fi imposibilă respectarea normelor anticovid la cel mai mare cimitir din țară, Sfântul Lazar, din capitală. Cel mai important este cimitirul Sfântul Lazar, care se extinde pe o suprafață de 145 hectare, și respectiv având peste 300 de mii de morminte. Și dacă urmărim restricțiile, ar trebui să intre până la 50 de persoane. Dar în preajma sărbătorilor, acolo vă dați seama că se ridică și la 500. Respectiv, chiar și cu marea susținere a organelor de poliție, este imposibil de a monitoriza această fluctuație sporită a vizitatorilor. În suburbiile capitalei, autoritățile locale au fost lăsate să decidă dacă se permită sau nu accesul în cimitire. Deschiderea lor a fost decisă deja la Budești și Vadului Vodă. Porțile cimitirului a fi deschise, cetățenii ați poate să viziteze răposații la cimitir, dar fără petrecerea meselor de pomenire și cu respectarea cerințelor, o mască, distanță. Ați fi deschis duminică și în două zile. Părintele va duce slujba divină și va simți prinoasele familiilor care vor veni să-i pomenească cei decedați. În rest, după dorința fiecăruia, poate să cimitirul chiar lângă biserică, poate să meargă la mormânt, să pună o lumânare, să tămâie mormântul și să meargă acasă. Nu cum era până acum, cu alaiuri, cu mâncăruri. În schimb, la Sângera este interzis accesul în cimitir pentru că localitatea este sub cod roșu epidemiologic. Anunțul a fost făcut de primarul Valeriu Popa, care a precizat că vineri se va întruni Comisia Locală pentru Situații Excepționale. Aceeași problemă e la Ghidighici. Consilierul local Serafim Isac ne-a spus că decizia va fi luată în zilele următoare, dar că cel mai probabil cimitirele vor fi închise.